Bună ziua! Pentru astăzi vreau să pregătesc un borș cu costiță. Puteți să luați orice costiță, eu am de porc. O să fac cu de porc. Deci începem. 1 kg de costiță, 300 de grame de varză, 2-3 morcovi, un ardei cafea. Acesta este un bulion de tomate. 4 cartofi și o ceapă, da? Pentru început o să punem costița la fiert pentru a fierbe. O să începem să tocăm ceapa, morcovul, ardeiul, varza, pentru ca să călim toate acestea. Doar să curățăm cartofi și ceapa ca să punem la costiță împreună la fiert, da? Vom căli ceapa cu un pic de ulei. Vom căli toate legumele pe rând, da? Punem și ardeiul, morcovul. Vom adăuga sare, acum și gustul. Mai lăsăm la fiert. Vom adăuga și varza. Călim tot aici împreună. Acum vom pune și bulionul. Le mănânci tot împreună și după adăugăm iată așa, vezi ce bine arată varză proaspătă și este foarte, foarte bun. Acum vom pune și cartofii și lăsăm să fiarbă aici. Acum vom pune și varza călită cu legumele peste. Și lăsăm să fiarbă până varza este gata și cartofii, da? O minunăție de borș.